Inspectoratul de stat pentru controlul în transportul rutier Suceava, ISCTR, a făcut o primă expertiză asupra autocisternei care a provocat accidentul de la cumpărătura. Experții au constatat că dispozitivul care înregistrează timpii de conducere și de odihnă, distanța parcursă și monitorizează viteza de rulare, a fost măsluit. Informația este relevantă în contextul în care una dintre ipotezele luate în calcul de anchetatorii care încearcă să facă lumină în acest caz este că șoferul care conducea autocisternă a adormit la volan. Alte posibile cauze sunt explozia unui pneu și neatenția la volan. Tahograful indica, printre altele, că autocisterna nu a mai fost pusă în mișcare de sâmbătă 29 iunie, în condițiile în care accidentul s-a produs pe 1 iulie. Manipularea tahografului este o practică destul de des întâlnită în rândurile transportatorilor care efectuează curse interne. Aceasta se face printr-un dispozitiv care poate fi acționat cu o telecomandă. Surse din rândul transportatorilor au confirmat că, la modul general, un dispozitiv pentru manipularea tahografului este costisitor, ceea ce sugerează că acestea nu sunt de obicei achiziționate direct de către șoferi, ci mai degrabă de către companiile de transport. Inspectorii de la ISCTR au demarat verificări la firma de transport care deține autocisterna. Parcul auto al acesteia este format din 9 camioane, iar sediul firmei se află în cartierul Burdujeni al municipiului Suceava. Administratorul firmei a declarat pentru Monitorul de Suceava că bărbatul de 39 de ani care a provocat accidentul era angajat de mai bine de un an, iar sâmbătă la amiază era liber, deci nu avea motive legate de serviciu ca să fie obosit. Vă amintim că accidentul de circulație s-a produs pe DN2 în dimineața zilei de 1 iulie. Șoferul autocisternei a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent într-o mașină de teren în care se aflau 5 persoane. În urma impactului, toate cele 5 persoane au decedat. Este vorba despre doi soți, copiii acestora de 8 și 9 ani și un alt bărbat din Buzău.